Un puternic incendiu s-a înregistrat în data de 11 octombrie la o locuință situată pe strada Bobâlna din municipiul Călăraș. Pompierii din cadrul ISU Barbu Știrbei Călăraș au intervenit cu două autospeciale de stingere și un echipaj smurd. În urma incendiului a rezultat o victimă. Un bărbat în vârstă de 84 de ani a suferit arsuri la mâini și la față, acesta fiind transportat la Spitalul Județean de Urgență Dr. Pompei Samaria în Călăraș. Cauza probabilă a incendiului este o defecțiune la aragaz. Pompieri unitari din cadrul detașamentului Călăraș au fost solicitați să intervină în data de 11 octombrie, în jurul orei 11:35 de minute, la un incendiu de locuință în municipiul Călăraș, pe strada Bobâlna. La sosirea ecipajului de intervenție, incendiul se manifesta violent, cu flacăre deschise, la nivelul 3 încăperii ale locuinței și la nivelul acoperișului. S-a intervenit cu 3 autospeciale, anume 2 de stingere și una de prim ajutor. Din păcate s-a înregistrat și o victimă, un bărbat în vârstă de 84 de ani, a suferit arsuri la nivelul feței și la nivelul membrelor superioare. Acesta a fost preluat de echipaj de prim ajutor smurt și transportat la spital în stare de conștiință. Incendiul a fost lichidat în aproximativ o oră și jumătate, iar din prima cercetări ale pompierilor unitari se pare că incendiul a fost posibil din cauza unor defecțiuni apărute la un aparat de gătit, la un aragaz, fiind astfel posibil scurgerea de scăparea de gaze. Au ars mobilier, electrocasnice, acoperișul, vă spuneam, din trei încăperi.